the sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Mai devreme am ajuns și noi acasă. Ceasul este 7:30, 8 aproximativ și trebuie să țin fetițele treze până la 10 pentru că trebuie să mergem să luăm pe Costi de la muncă. Alana este ok, cât timp a mers în Warrington, ea a dormit în mașină, Cataleea n-a vrut să doarmă, deci pot să o țin până la 10. Vedem cum o să comporte Cataleea până la 10 pentru că ele de obicei adormeau la 7 maxim, adică la 7 chiar erau în pat. Dar vom vedea ce se va întâmpla până la 10. Ea a dormit, să zic eu, o oră și ceva, pentru că am prins foarte aglomerat când am mers în Warrington. Am plecat din oraș de la 3:15, pentru că le-am luat direct de la grădiniță și școală. Și am mers, nici n-am mai dat pe acasă să se mai schimbe. Și am ajuns în Warrington la 4:30, foarte, foarte mult. De obicei facem 20 de minute, o jumătate de oră cu mașina, dar a fost extrem, extrem de aglomerat. Și pentru că am fost în Warrington, bineînțeles, nu se putea să nu fac puțin shopping. Nu sunt toate chestiile de la TK Maxx, dar nu am mai luat plase, pentru că am luat doar două chestii din TK Maxx și le-am pus pe celelalte în această plasă. Am zis să vă arăt și vouă. Prima dată am dat în TK Maxx, apoi am dat în Next, pentru că vreau să iau Cataleei și Alanei. Voiam să le iau câte o rochiță, dar secțiunea de copii era închisă. Mi-au zis că se pregătesc pentru marile reduceri de mâine. Mâine nu știu sigur dacă o să mai ajung. Noi avem Next aici în oraș, dar este mititel. Chiar este mititel, dar în Warrington, dacă nu mă înșel, cred că este pe două etaje și au foarte multe lucruri diversificate, dar aia este. Și am mai fost și la Pepco. La Primark nu prea am găsit așa multe chestii, adică erau mai multe pentru copilași, pentru bebeluși, pentru Cataleea. N-am găsit decât o rochiță și nu mai știu, o să vă arăt imediat. Bun, i-am la bureței, pentru că nu mai are voie cu bureței așa cu fundiță și așa, are voie decât așa cu albastru și i-am luat pentru codițele ei așa negru, pe cele albastre nici mai știu de unde le-am. Alana pentru că iar trecem printr-o perioadă când nu-și mai ține părul deloc, deloc prins și nu-mi place pentru că îi vine pe ochi, vine mereu cu el murdar acasă și nu ar fi o problemă că i-aș face baie zilnic pe cap, dar nici nu stă, adică atunci când îi fac Alanei baie pe cap, trebuie să închid toate geamurile pentru că urlă de cred că ne știm până în orașul vecin. Nu știu care este treaba, ea așa este de mică, de când era micuță, nu i-a plăcut niciodată să-i fac baie pe cap. Și am luat așa bureței din aceștia cu elastic, pentru că pe ăștia nu poate să-și dea jos din păr. Ăștia au fost o liră și bureții aceștia tot o liră. Și mai trebuie să mă am unii așa, dar mai groși. Nu știu exact pe unde sunt. Din Pepco și-a luat Cataleea această rochiță cu Gaby, mie nu prea-mi place, dar aia e până la urmă. Mi se pare așa materialul prea subțirel, nu știu, foarte prost calitativ. O blire a fost, eu vi le arăt acum pentru că vrea să le îmbrace mâine și să le spăl astă seară. I-am luat și Alanei așa o rochiță pentru că a vrut și ea rochiță din aceea cu Gaby, dar nu am găsit mărime, erau numai mărimi mari, așa că i-am luat una așa cu balerină.
Asta a fost 3 lire, 18,24 de luni. Și ăștia tot din Pepco. I-am luat Alanei mulți colanți pentru că nu mai avea colanți. Are colanți, dar pentru grădiniță, pentru când ieșim afară așa mai frumușei și, nu știu, să fie așa mai deosebit de ieșit afară, chiar nu avea. Ăștia au fost 3 lire, 2-3 ani și este o pereche așa cu fundițe și unii roz și tot din Pepco. Mi-am mai luat eu așa o pereche de colanți. Îmi plac foarte mult colanții aceștia. Aștept să vină Black Friday sau ceva, nu știu, știu că este noiembrie, să-mi iau colanți din aceea de pe Amazon. Nu știu exact cum se numesc, dar am o grămadă de perechi. Bine, am mai și dat din ei pentru că se făcuseră urâți și nu mai puteau fi purtați, dar acum, în momentul de față, am decât două perechi. Cu două perechi am mai rămas și eu să fie buni. Și m-am uitat la aceștia și par să fie, pe mine mă interesa să nu se vadă prin ei, dar văd că sunt destul de elastici și nu prea se vede prin ei. Aceștia au fost 12 lire, mărimea M. Da, sper să fie ok și să nu... Mie îmi place ca atunci când mă îmbrac în colanți să nu mă strângă, să vină foarte confortabile așa pe mine și aceia sunt foarte... Vin foarte bine, că nu mai știu să mai vorbesc de când am mai făcut haul-uri de cumpărături. Aici tot Alanei din Primark de data aceasta. I-am luat colanți. Ăștia au fost 2 lire 30. Așa cu fundițe și roz. Tot din Primark. Cât au fost aceștia? 2 lire 30 albaștri așa cu palmier și nu știu mai multe chestii. Și un roz mai pal. Aici Catale i-am mai luat tot așa o rochiță, ea e cu rochițele, nu prea mai reușesc să mai îmbrac în pantaloni și, nu știu, în bluzițe, ea este doar cu rochițele perioada aceasta. 5-6 ani, 8 lire. Mi s-a părut foarte drăguță. Nu i-a plăcut ei la maxim, dar chiar nu aveau deloc. Aici le-am mai luat, haideți să vă arăt pe asta, șosete pentru școală, pentru că nu i-am găsit și am zis să le am, pentru că nu știu la vară dacă mai găsesc și mai bine am zis, le-am văzut, le-am și luat să știu să le am pentru perioada caldă, că acum vă dați seama o să își ia numai, bine, oricum nu s-a dus în șosete, s-a dus decât în ștrampi și colanți, 2 lire 80. O căciuliță asta, nu știu, e a Catalei. Știu că scrie 10 ani plus, dar pe astea, dacă le bagi odată la spălat, s-au strâns. Și are și Catalea la fel, și Alana, pardon, la fel, doar că nu o găsesc chiar acum. Nu știu unde mi-a căzut și plasa. În fine, nu o găsesc, cred că e pe la fundul plasei, dar cert e că are și Alana la fel, doar că mărime mai mică. Catalea așa la niște chiloței cu Barbie, 6-7 ani, ăștia au fost 7 lire. Alanei i-am luat șosete 3 lire 30, așa 7 perechi. Ia și ales, foarte colorate. Și aici tot lor, asta tot a Catalei este. Căciulița așa, roz, este la fel ca cealaltă. Uitați-o și pe Alanei. Alanei scrie aici 5-9 ani, dar nu. Le-am probat și chiar vin foarte bine. Tot Alanei colanței, de data aceasta cu mov. Sper să nu-i fie lungi. Și ce mă interesează să nu-i lungi, să nu-i fie mari în talie, pentru că problema aceasta am întâmpinat-o și cu Catalea. Ele nu sunt foarte mari în talie, dar sunt înalte și Alana s-a dezvoltat foarte mult, dar ce este bun la lungime este mare la mijloc, la talie. Aici, pentru mine, mi-am luat și eu o pereche, mi-am luat și ceva, o pereche de pantaloni de pijama așa roz. Catalea i-a văzut și a zis, mami, ia uite ce frumos sunt aceștia și mi-am luat eu, mărimea M. Și-au costat 10 lire. Și căciulița Alanei, cea roz.
Ne-am mai luat aici, asta e de la Boots, șamponul meu Dercos, pentru că de când am fost acasă în mai, cei drept, am cam și schimbat șamponul foarte, foarte regulat. Țin minte, atunci când am fost la salon, m-am spălat pe păr, deci m-am spălat cu un șampon, apoi am fost la sora mea, m-am spălat din nou pe păr cu alt șampon, apoi am venit acasă, acum când am fost acasă din nou cu alte două sau trei șampoane și tot așa, și am început, nu știu cât se vede, mi-am făcut zilele trecute baie, dar a început iară să se îngrașă foarte, foarte mult și să fac așa mătreață, nu știu, este foarte enervant. Și știu că pe mine m-a ajutat șamponul acesta în trecut. Asta este pentru păr gras, pentru păr normal și uleios. Așa, asta să vedem. Și de la Pound am mai luat baterii, că astea se folosesc. Am găsit și bureții ceilalți. Și stați să vedem acum ceva de la Pound. Nu cred că m-am nimic de la, nici de la Pound, nici de la Primark. Aici mi-am mai luat o poșetă pentru că o să încep facultatea și doar nu o să mă trezesc de la 5 dimineața să mă machez. O să mă machez în mașină. Și a fost 16,99 lire. TK Maxx, dacă știți, este un fel de outlet. Asta cu siguranță de la Guess costa mult mai mult. Stați să o și deschid să vă arăt. Mi-a plăcut tare, tare mult. Și este destul de încăpătoare înăuntru. Iar aici mi-am mai luat încă o geantă. Aceasta este geantă de pus pe umăr, așa. De la Polo. Și asta a fost 29,99. Prețul lor. Și vedeți prețul inițial cât era, 120 de lire. Deci mie mi se pare un super preț. Este bineînțeles original, în TK Maxx nu găsiți fake-uri. Și aici vine cu un fermoar foarte, foarte drăguță și foarte încăpătoare și aceasta. Ca să dau pungile acestea să vă arăt și înăuntru. Așa arată și înăuntru. Foarte drăguță. Am văzut la sora mea ceva de genul. Bine, ea nu știu, nu avea de la Polo, avea de la Guess. Tot Guess? Nu mai știu de la ce o avea. Și o avea așa cu curea din aceasta mică și am probat-o și mi-a plăcut tare mult. Cam așa vine. Normal, acum încep facultatea și îmi trebuie și mie geantă. Eu nu am foarte multe genți așa de firmă, nu prea sunt o înfocată a genților de firmă, dar mai bine mă duc și dau la TK Maxx un preț de, nu știu, 30 de lire pe geantă din piele și geantă ca lumea, decât să mă duc, nu știu, la Primark să dau 20 de lire și să ți se rupă după câteva utilizări. Da, nu cred că se poate face mai mare, dar este foarte, foarte, foarte drăguță și poți, cred că, să o porți și așa, să o iei așa. Da, este foarte drăguță. Îmi place foarte mult, îmi place și culoarea, că mareul acesta oricum se asortează cu orice. Da, dragilor, cam atât am cumpărat. Mă duc acum să bag toate hainele pe care vi le-am arătat la spălat, iar noi cu siguranță o să ne auzim mâine. Exact 5 minute o să le mai dau fetițelor la desene, pentru că vreau să împachetez aceste haine și mai am un coș jos, tot cu haine de ale lor, dar pentru că acestea sunt hainele de școală ale Catalei, vreau repede să le etichetez, să pun etichetă pe ele. Eu le-am mai scris așa cu pixul, dar s-a dus pixul, bineînțeles, la spălat și am dat comandă de aceste etichete de pe Amazon și ci că sunt waterproof, acum nu știu, n-am mai spălat. Adevărul e că i-am pus la geacă, i-am pus vreo două la cană, dar nu știu ce s-a întâmplat, mereu se dezlipește de pe cană. Cred că astea sunt speciale pentru material și vreau să îi le pun pe toate pentru că ei deja i-au dispărut, un cardigan i-a dispărut și o bluză cu mânecă lungă. Nu știu, am întrebat educatoarea și nu știu eu unde sunt. Am văzut educatoarele că ele pun hăinuțele care nu sunt așa etichetate, le pun acolo pe gărduleț și probabil altă mămică le-o fi luat sau nu știu, habar nu am. Așa că da, mai bine le pun etichetă pe toate să știe care cum sunt. Pe ștrâmpișori nu o să pun etichetă că n-am, sau să pun și pe aceștia. O să pun și pe aceștia, doar în caz, și pe rochițe. Am venit din nou în mall, în Warrington. Sper să găsesc ceea ce îmi doresc eu pentru fetițe.
Oricum, pentru Alana nu m-am așa de mult de cumpărat, v-am zis încă de ieri. I-am luat ieri colanți, ceea ce mă interesa pe mine cel mai mult și de ce ducea ea lipsă. La încălțări trebuie să mai verific, să văd ce încălțări de iarnă are de la Catalea. Dar Cataleei trebuie încă o geacă, încălțări și multe haine, multe. Că na, doar noi cumpărat-o magazinul, dar îi trebuie ceva haine pentru anotimpul rece, pentru că nu prea are. Ce faci, guriță? Bine. Tu ce faci, guriță mică? Da, mami, nu știu, fac ceva acolo. Vrei și tu? Vrei să ții pe Alana în brațe? Haide, imediat. Stai așa un pic să ne oprim aici. Hopa. Ne-am oprit. Ha, Ani, dă-te jos să stai la Catalea în brațe. V-am mai zis eu în vlogurile trecute, când aveam căruțul dublu, nimeni nu se certa pe căruțul dublu. Acum pe ăsta o să-l ține până se rupe, că nu știu. Haide, haide acum, stai la Suri în brațe. Stai, stai, ce, mami? E, nu obrig, mami. Hai. Opa, așa, cu tiții de ăsta, da? Ține-te de ăsta, bine. Așa. Nici nu știu câte kilograme susține acest căruț. Cred că era 20. Și gândiți-vă, Alana are 12 și Catalea are și ea 17. Deja este. Ce, mami? Vrei jos? Haide. S-a pus ploaia, nu glumă. De-abia am intrat în casă. Am ajuns acasă și am mai stat vreo 10 minute în mașină pentru că ploua pur și simplu torențial. Se vede acolo cât de rău plouă. Da. Și am parcat mașina un pic mai în spate. De obicei trebuia să o parchez pe aici. Dar când plouă torențial, cum plouă acum și plouă în jur de vreo oră, două, fără să se oprească, canalele astea de aici se înfundă și ne ajunge apa până în casă, v-am mai zis eu vouă, și de aceea am parcat-o un pic mai în spate, sper să nu mă înjure vecinii de acolo, dar nu aveam unde să o parchez. Ăla de acolo deja văd că s-a înfundat așa un pic, sper să nu. Uite și ăsta parcă e un pic, din câte vedeți voi acolo. Am început dimineața în forță, a venit pachetul din România și, bineînțeles, toate jucăriile și tot ce a primit Catalea de ziua ei de nume și, bineînțeles, că nu s-au putut abține. Alana se joacă aici cu niște Play-Doh și, bineînțeles, că l-a mixat pentru că ea nu-l ține fără să-l mixeze. Ce faci, mami, acolo? Aici mai pizza. Faci pizza? Yeah. Hai, uite, ia și întinde cu ăsta. Și Catalea i-a mai cumpărat sora mea tot de ziua ei, nu știu, această activitate, habar nu am, nici nu știu cum se face. Și eu sunt și acum să fac micul dejun. Habar nu am. Se pune ceva în apă, mami. Lasă pe tata să vină și ți arată tata că se pune și de ăsta. Lasă-l pe tata să vină, da? Te rog. Costi s-a dus până la magazin să cumpere ceva pentru micul dejun, pentru că nu mai avem pâine și mai multe chestii pentru micul dejun. Și da, o să filme și astăzi, o să continui vlogul și astăzi. Cine ți l-a dat, mami? Tato. Tato? Da. Și cum a zis tati? Cum ai stat? Flower. Flower for my? For my beautiful. Foarte frumoase, ne-a luat tati la toți trei. Este haos la mine în casă. Ia uitați ce am și aici. Și acolo. Și acolo. Haideți să începem cu acel colț. Acele haine sunt spălate, uscate și împachetate. Trebuie doar să le iau, după ce o să bag o mașină la spălat, trebuie doar să le iau și să le pun la locul lor. Aici, după cum bine v-am zis dimineață, mi-au venit bagajele. Bagajele pe care noi le-am avut în România, adică hainele.
Pe acestea nu o să le mai spăl, pentru că pe astea cred că le-am spălat la mama și n-am apucat apoi să le purtăm. Oricum sunt haine de vară, o să le pun în dulap la locul lor pentru haine de vară. Ăsta este gol, l-am golit, trebuie să-l urce Costi în pod. Aceste trei pungi nu m-am saș de gunoi, nu știu cum s-a întâmplat, de-am rămas fără. Sunt cu hainuțele fetițelor pentru vară, așa că n-am mai stat să le mai spăl, iar să le nu știu ce. Le-am pus direct în pungi și o să le pun în pod, oricum o să le spăl la vară. Aici am încălțări, aici iar haine. Aici hainele pe care nu vi le-am arătat, pe care le-am cumpărat ieri, dar să sperăm că o să vi le arăt mai târziu. Și aici toate hainele pe care trebuie să le spăl. Și gândiți-vă că am mai spălat acolo o mașină de albe, cele pe care le-am uscat și mai merge uscătorul acum, dar dacă afară tot plouă, of, nu-mi place deloc vremea aceasta, dar ai, vine frigul. Bună, dragilor, mai devreme am ajuns și eu de la facultate, ceasul este 3:37 și pe la 4:05 trebuie să plec de acasă, trebuie să mă duc să iau fetițele de la grădiniță și școală. V-am mai zis eu vouă că ele lunea și marțea stau la Breakfast Club și la after school. Nu am lăsat-o pe Catalea tot after school-ul, adică trebuia să o las undeva până la 6, dar până la 4:15 mie mi se pare că este suficient. Pentru Alana o să plătesc până la 6, că așa sunt regulile la grădiniță, dar o să o iau și pe ea tot în același timp ca și Catalea. Am rămas datoare, pentru că știu sigur că vineri am fost în Warrington, v-am făcut haul cu ce am cumpărat acolo și sâmbătă am revenit în Warrington, pentru că pur și simplu n-aveam ce să facem acasă. Fetițele m-au tot bătut la cap, haide mami să mergem, haide să mergem, și am zis bine, hai să le mai scot, și le-am scos pe ele și am mai scos și eu bani din portofel, ca să zicem așa. Și am decis să vi le arăt și pe acestea pe care le-am cumpărat. Am fost în TK Maxx din nou. Eu iubesc magazinul ăsta. Nu prea am eu răbdare să stau să mă uit la toate articolele pe care ei le au. Dar dacă aveți răbdare, ei să știți că au și haine de calitate, haine de firmă, genți, încălțări, o grămadă de chestii de foarte bună calitate și la un preț foarte, foarte bun. În Next am fost Boots un pic și Primark. Haideți să încep, nu mai știu ce am mai luat din fiecare, o să vi le arăt cum îmi vine la mână și o să vă specific. Mi-am mai luat această geantă, știți că v-am arătat, mi-am mai luat eu o geantă maro pe care am avut-o astăzi cu mine la facultate și este foarte, foarte încăpătoare, v-am arătat-o în prima parte și de data aceasta mi-am luat așa, foarte drăguță și foarte încăpătoare. Și am mai venit cu un portofel așa mic. Asta am legat-o eu așa, că nu era legată. Și prețul acestei genți, nu mai am, că am desfăcut prețul, dar știu sigur că era undeva la 100, peste 120 de lire și am dat 29 de lire pe ea. Din câte am înțeles, în TK Maxx sunt articole care nu s-au vândut în magazinele respective și acum vin la acest magazin, este un fel de outlet. Nu știu, sper că zic prostii și nu zic ceva eronat. Din Boots mi-am mai luat eu așa niște UGG-uri, știți că mie îmi plac. Anul trecut, din păcate, nu am găsit ce UGG-uri îmi doream eu și de data aceasta am vrut să-mi iau așa pe negru și am vrut și pe maro, dar nu aveau mărimea mea, aveau numai mărimi mici. Bineînțeles că mărimea aceasta 38, din câte am văzut și eu în magazine și așa, este cea mai comună și bineînțeles că se dau primele, 37, 38 și 39, ăstea se dau primele și sunt foarte, foarte drăguțe, nici nu mă încalț greu cu ele și confortabile din ce am văzut și am dat, opa, și am dat, mă grăbesc pentru că trebuie să mă iau fetițele, și am dat 12 lire. Aici mi-am luat un spray fixator de la Boots. Atunci când am fost la cununia surorii mele, fata respectivă m-a dat cu acest spray și bineînțeles am mai folosit și altele și mi-a plăcut tare mult și am zis să-l încerc și eu, mai ales că l-am prins la un preț foarte bun. V-am zis, le iau la mână, că nu știu care, cum sunt amestecate. Aici am luat o rochiță Catalei.
Așa este, cu balerină, bineînțeles, și cu volănașe și cu mânecă lungă. Mărimea este de 4-5 ani, pentru că na, unele haine sunt chiar lucrate foarte, foarte mari și cea de 5-6 ani, că ea cam așa, cam această mărime o are, 5-6 ani, era chiar foarte mare și aceasta a costat 14 lire. La fel are și Ani, doar că ea are 2-3 ani și sper să nu-i fie mare. Da, sper, pare așa, am pus-o pe lângă ea și pare a fi mare și ei tot 14 lire a costat. Aici am mai luat Catalei o pereche de colanți, foarte, foarte frumoși. Din nou, pentru Ani nu am găsit, avea decât de 2-3 ani și chiar se vedeau că sunt mari. Și am dat 8 lire, ăștia sunt 5-6 ani. Tot pentru Catalei, ăștia am dat 3 lire. 5-6 ani, o pereche așa roz. Din TK Maxx le-am mai găsit fetițelor așa un joc foarte, foarte interesant și așa arată și pe spate, să ne mai omorâm după amiezile, și am dat 6 lire pe el, 5,99 lire. Stai să vedem acum, mai am din Primark, mi-am luat eu așa o bluzică. Ce mărime e asta? S și-a costat 12 lire. Eu, bineînțeles, nu sunt de S, sunt de un ML, dar aceasta este lucrată foarte, foarte mare. Este ceva, nu știu, oversize. M nu aveau, că mi-aș fi luat M și L chiar era foarte, foarte mare. Așa că am luat S. Este foarte drăguță și îmi place această bluză în dungi. Am crezut că are buzunare, dar nu are. Iar aici mi-am mai luat tot așa o bluziță în dungi, doar că este cu negru și crem așa. Eu am mai avut bluzițe din acest material și, nu știu, au ținut destul de bine. Este mărimea L, am luat-o pe aceasta, pentru că M-ul mi se părea că venea prea pe burtă și nu-mi place. Și a costat 8 lire a costat. Da, foarte, foarte drăguță. Și cam atât am cumpărat. Sper că nu am omis vreun preț. Dacă am omis, nu știu, îmi pare rău, scrieți-mi în comentarii și eu încerc să caut bonul sau să-mi amintesc și să vă zic prețul exact, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți interesați de cât a costat bluza respectivă, de unde este și ce mărime este. Și pe mine mă interesează și îmi plac asemenea clipuri cu... Bine, mie cred că îmi plac toate clipurile, nu știu, dar special este acestea. Cumpărături de curățenie... Și asta cu viața de mămică, ce face o mămică zilnic. Dacă v-a plăcut de noi, nu uitați să vă abonați acestui canal, să ne lăsați un like, iar eu până data viitoare v-am pupat. Pa, pa!